În vederea reducerii riscului accidentelor rutiere pe șoselele din județ, în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au organizat peste 600 de acțiuni preventive în trafic, iar ca urmare a neregulilor constatate, au aplicat aproape 22.000 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru nerespectarea prevederilor legale privind circulația pe drumurile publice. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea regimului legal de viteză, pentru consum de alcool la volan, dar și pentru pietonii care nu respectă legislația în vigoare. În primele 6 luni ale acestui an, polițiștii serviciului rutier au acționat printr-o serie de controle în trafic în scop preventiv pentru a limita riscul rutier, acționând pe principalele cauze generatoare de evenimente rutiere, fie că vorbim despre viteza nelegală sau neadaptată la condițiile de drum, fie că vorbim despre traversarea, neregulamentarea străzii de către pietoni sau neacordarea priorității de trecere pietonilor. În paralel cu activitățile preventive, dar și cu cele de informare publică, polițiștii au aplicat peste 21.000 de sancțiuni contravenționale pe principalele cauze generatoare de evenimente rutiere și au întocmit 476 de dosare de cercetare penală pentru diferite infracțiuni la regimul rutier, fie că vorbim despre consum de alcool sau substanțe interzise, fie că vorbim despre infracțiunea de a conduce un autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere sau de vătămări corporale din culpă. De asemenea, în cadrul activităților curente au fost reținute pentru fapte contravenționale ori pentru comiterea unor infracțiuni peste 1.500 de permise de conducere și au fost retrase aproape 900 de certificate de înmatriculare. Potrivit datelor statistice puse la dispoziție de Serviciul Rutier Hunedoara, în perioada 1 ianuarie 30 iunie, la nivelul județului, s-au înregistrat 37 de accidente grave de circulație, soldate cu decesul a 10 persoane și rănirea gravă a altor 30.